Doamnelor și domnilor, sosește președintele României, excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis. Gardă valinieți! Gardă drepți! Pentru onor spre dreapta! Prezentați! Arm! Domnule președinte, garda de onoare, constituită în cinstea sosirii dumneavoastră, vă prezintă onorul. Sunt comandantul gărzii, capitan comandor Misarăș. Ziua. Domnule președinte, stimați invitați, vom asista la ceremonialul ridicării pavilionului, geacului și amarului Pavoaz, moment de o deosebită încărcătură emoțională pentru toate forțele navale de pe Mapamond. Avem onoarea și privilegiul ca în această zi să fim cu toții un singur glas și să intonăm, alături de muzica militară a forțelor navale, imnul național al României.
Gardă valinieți! Gardă drept! Pentru onor înainte, prezentați armi! Gardă drept, gardă pe loc, repaus. Domnule președinte, onorată asistență, urmează oficierea slujbei Te Deum de către înalt preasfinția sa, dr. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, însoțit de un sobor de preoți militari. Subunități, descoperiți! Binecuvântați în al preasfințite, stăpâne! Slavă Sfintei și cele de o ființă și de viață păcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, tutinde ne
Și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare, mutat tu te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte. În vremea aceea au făcut sfat farisei cum să-l prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la ei pe ucenicii lor împreună cu irodianii și l-au întrebat zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni după adevăr. De aceea nu te uiți la fața oamenilor, deci spune-ne nouă ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar el le-a răspuns: De ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei au arătat un dinar
Și el a întrebat, al cui este chipul și inscripția de pe el? Iar eu i-am zis, ale cezarului. Le-a răspuns deci Iisus, dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Mărire ție, Doamne, mărire ție, mărire, mărire, mărire ție. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Oaspeți de seamă la această sărbătoare, de suflet, Ziua Marinei Române, sărbătoare care a intrat în patrimoniul spiritual al țării noastre. Dezvoltarea Marinei Române a început să se contureze odată cu unirea Principatelor Române în 1859, care a tras după sine unirea flotilelor celor două țări surori în 1860, sub denumirea de Corpul Flotilei. La data de 15 august 1902 a fost sărbătorită pentru prima dată în istoria României Ziua Marinei Române la bordul crucișătorului Elisabeta în portul Constanța. Tradiția celor 162 de ani de istorie a forțelor navale și a celor 120 de ani de când sărbătorim Ziua Marinei Române reprezintă mărturia istorică a importanței acestei zile în viața celor care și-au împletit destinele cu întinderile albastre ale apelor. De-a lungul timpului, sărbătorirea Zilei Marinei Române a îmbrăcat numeroase forme de manifestare și și-a extins aria de desfășurare în cele mai importante orașe porte pe teritoriul României, precum și la bordul navelor românești aflate pe mările și oceanele lumii. Și în acest an, Ziua Marinei este sărbătorită conform tradiției în toate porturile importante de la mare și de pe Dunăre, Constanța, Mangalia, Tulcea, Brăila, Galați, precum și în garnizoanele București și Bicaz. La data de 15 august, lumea creștină prăznuiește adormirea Maicii Domnului, care este totodată protectoarea și ocrotitoarea marinarilor. Ca în fiecare an, în aceste momente încărcate de respect și gratitudine, aducem un pios omagiu eroilor marinari militari sau civili care de-a lungul timpului și-au dat viața pentru apărarea fruntariilor de ape ale României și s-au jerfit pentru gloria pavilionului tricolor sau își dor somnul de veci în adâncul apelor. Cu sufletele îndurerate, aducem astăzi de Ziua Marinei un omagiu sublocotenenților post-mortem Vlad Carp și Sergiu Bosoi, ultimii dintre scafandrii militari care și-au pierdut viața în incidentul aviatic din luna martie acestui an, precum și tuturor colegilor noștri care și-au pierdut viața în timpul acțiunilor militare, în teatre de operații sau pe teritoriul național. Pentru ei, deviza Onoare și Patrie, înscrisă pe bordajul navelor militare, a reprezentat sacrificiul suprem. Căliți la școala aprigă a mării, marinarii militari dovedesc prin tot ce au făcut și prin tot ceea ce fac că sunt la înălțimea exigențelor impuse de profesia pe care și-au ales-o.
Suntem în slujba fiecărui cetățean român și ne îndeplinim misiunile constituționale cu demnitate și profesionalism pentru consolidarea securității și apărării colective în regiunea Mării Negre, fiind un partener credibil și stabil, un furnizor de securitate pentru partenerii noștri internaționali. În perioada august 2021-august 2022, forțele navale române au desfășurat în siguranță toate misiunile planificate în plan național și în cadrul aliat, cele mai importante dintre acestea fiind participarea la operația EUNAVFOR Medirini cu puitorul de mine viceamiral Constantin Bălescu pe o perioadă de 3 luni în Marea Mediterană și participarea cu fregata Regina Maria la operația NATO Sea Guardian la comanda grupării navale. În perioada 20 august-16 octombrie 2022 vom participa cu nava maritimă hidrografică capitan comandor Alexandru Cătuneanu la exercițiul NATO REMUS și Dynamic Messenger în Oceanul Atlantic, Lisabona, Portugalia, cel mai important exercițiu de evaluare și certificare a forțelor NATO. De asemenea, cu fregata Regele Ferdinand în perioada octombrie-decembrie 2022 vom participa la operația Uniunii Europene EUNAVFOR Medirini și la operația NATO Sea Guardian, reușind astfel să contribuim în mod echilibrat la efortul euroatlantic de menținerea stabilității și securității în regiune. Am reluat în acest an de instrucție marșurile internaționale ale navei Școală Mircea, mândria noastră a marinarilor, ambasador onorific al României pe mările și oceanele lumii, navă care a devenit în acest an și ambasador al României sustenabile. După declanșarea războiului în apropiere de granițele țării noastre, forțele navale române desfășoară sistematic misiuni de cercetare în spațiul maritim al României pentru asigurarea libertății de navigație și pentru garantarea securității granițelor maritime și fluviale. Desfășurăm permanent activități de supraveghere a zonei maritime de responsabilitate în vederea creșterii vitezei de reacție pentru combaterea pericolului de mine din Marea Neagră. Investiția în viitor reprezintă pentru forțele navale române o ancoră de stabilitate în sistemul național de educație, o investiție importantă în viitorul instituției noastre. În acest sens, am crescut nivelul condițiilor de învățământ și de trai ale elevilor și studenților din Academia Navală Mircea cel Bătrân, Școala Militară de Maiștri Militari de Marină Admiral Ion Murgescu, Colegiul Național Militar Alexandru Iancuza și Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale Viceamiral Constantin Bălescu, concomitent cu creșterea exigenței de la absolvenții noștri. Ne-am adaptat permanent oferta educațională la provocările mediului de securitate în care absolvenții militari își vor desfășura activitatea, precum și la cerințele marinei comerciale, acolo unde se vor regăsi mulți dintre absolvenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, și totodată am crescut semnificativ numărul de locuri la examenele de admitere în instituțiile de învățământ de marină. În acest an, raportez că primii absolvenți ai Facultății de Arhitectură Navală din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, care vor aduce un plus de valoare sistemului de cercetare și al celui logistic al marinei, au intrat în forțele navale române. Ne-am îmbunătățit baza materială prin inaugurarea unor laboratoare noi și moderne, am acreditat noi programe universitare și în premieră un program în limba engleză la specialitatea navigație, hidrografie și echipamente navale. Am dezvoltat cooperarea cu celelalte instituții europene de învățământ de marină prin programul Erasmus+, și am modernizat Centrul de Pregătire Marinărească și Sporturi Nautice de la Palazul Mare. Îmbunătățirea condițiilor de cartiruire, îmbunătățirea condițiilor de instrucție, de luptă și de trai la bordul navelor și în comandamentele din cadrul forțelor navale române, atât la mare cât și la fluviu, reprezintă o prioritate permanentă pentru noi. Modernizarea forțelor navale române se realizează conform proiecției de dezvoltare multianuale, de dotare cu nave, platforme de luptă și echipamente noi, precum și de derularea programelor de reparații capitale și modernizare. În acest sens, menționez derularea contractului de achiziție guvern la guvern pentru livrarea unui sistem de instalații mobile pentru lansarea de rachete antinavă, bazat pe racheta Naval Strike Missile, și dezvoltarea programului Maritime Domain Awareness, avertizarea timpurie în domeniul maritim cu Statele Unite ale Americii. Tot în această categorie pot fi menționate programele de revitalizare prin modernizarea navelor fluviale de tip monitor și vedetă blindată,
a navelor maritime de tip Dragol și Corvetă, a navei maritime pentru scafandrii Grigore Antipa, a noului laborator hiperbar al centrului 39 scafandrii, a fregatei Mărășești, modernizarea sistemului de propulsie la fregatele Regina Maria și Regele Ferdinand, reparațiile navei școală Mircea și programul de reparație capitală pentru elicopterele Puma Naval. Toate aceste programe se află în diferite etape de derulare. Pe termen mediu și lung, forțele navale române se vor dezvolta plecând de la rezultatele procesului de analiză strategică a apărării, de la previziunile pentru Armata 2040 și de la punerea în aplicare a principiilor noului concept strategic al NATO. Pentru noi, marinarii, tradițiile sunt foarte importante și întotdeauna ținem cont de acestea. Tradițiile marinărești, cultura marinărească și cultura navală sunt importante pentru dezvoltarea conștiinței maritime și a culturii de securitate a poporului român. Ziua Marinei Române este fără îndoială un moment al tradițiilor și de aceea folosim acest prilej pentru a ne aminti realizările predecesorilor noștri, pentru că acestea sunt lucruri și fapte care ne fac mândri. În acest context, sunt bucuros să aduc în atenția dumneavoastră trei aniversări importante pentru forțele navale române în anul 2022, și anume 150 de ani de învățământ superior de marină, sau un secol și jumătate de la înființarea Academiei Navale Mircea cel Bătrân, 125 de ani de învățământ tehnic de marină, pe care îi marcăm de la înființarea Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, și 55 de ani de la înființarea primei structuri de scafandri militari. Dragi camarazi, în zi de sărbătoare mulțumesc conducerii Ministerului Apărării Naționale, Statului Major al Apărării, pentru sprijinul constant pe care ni l-au acordat pe parcursul ultimului an în îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate a misiunilor naționale și internaționale. Adresez mulțumiri structurilor din cadrul Gărzii de Coastă, Ministerul Afacerilor Interne și Autorității Navale Române, Ministerul Transporturilor, pentru colaborarea dezvoltată, pentru menținerea libertății de navigație în zona de responsabilitate maritimă și fluvială. De asemenea, adresez mulțumiri întregului personal din Forțele Navale pentru eforturile susținute, depuse pentru realizarea obiectivelor planificate și a misiunilor primite. De asemenea, transmit mulțumiri familiilor dumneavoastră pentru înțelegere și pentru susținerea pe care ne-o acordă permanent. Urez tuturor membrilor echipajului Forțelor Navale să rămână aceiași oameni de încredere și dedicați meseriei, care să transmită generațiilor următoare atașamentul față de profesia de marinar, mândria de a fi român și sentimentul de patriotism. Îi invit pe mai tinerii camarazi să găsească energia necesară pentru a duce mai departe nobila tradiție a apărătorilor granițelor maritime și fluviale ale României. Fie ca Sfânta Fecioară Maria să ocrotească în continuare forțele navale ale României și oamenii ei și să le fie alături în ceasurile de cumpănă, precum și în cele de sărbătoare și de bucurie. Domnule președinte, stimați invitați, vă mulțumesc tuturor celor prezenți pentru că sunteți împreună cu noi la acest moment de sărbătoare și vă invit în continuare să luați parte la activitățile organizate cu acest prilej. Cu speranța că prin tot ceea ce facem vom contribui la sporirea prestigiului instituției noastre și dezvoltarea conștiinței maritime, noi, militarii Forțelor Navale Române, de ziua noastră vă prezentăm onorul. La mulți ani, bun cart înainte! Am onoarea să vă salut! Onorată asistență, adresăm rugămintea excelenței sale, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, să ia cuvântul. Domnule prim-ministru, doamnă vicepreședinte al Senatului, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor senatori și deputați, înalt preasfinția voastră, excelențe, dragi marinari, doamnelor și domnilor, mă bucur că suntem iar împreună pentru a celebra această mare sărbătoare, Ziua Marinei Române.
15 august vă este dedicată dumneavoastră, celor care v-ați clădit o carieră în slujba Marinei Militare și Civile. Vă salut cu multă căldură și vă urez la mulți ani, dragi marinari! În această zi deosebită, aprecierea și recunoștința noastră se îndreaptă către dumneavoastră, cei care purtați cu demnitate și curaj drapelul tricolor pe mările și oceanele lumii. Tenacitatea, dârzenia, rezistența și spiritul de sacrificiu de care dați dovadă fac din profesia de marinar una deopotrivă onorabilă și dificilă. A fi marinar este mai mult decât o meserie. Este un stil de viață care presupune multe sacrificii, dar și nenumărate satisfacții și împliniri. În aceste momente aniversare, vă îndemn să aducem un omagiu eroilor mărilor și oceanelor care și-au dedicat viața apărării României și s-au jertfit sub pavilionul național. Doamnelor și domnilor, ne aflăm pe țărmul Mării Negre la numai câteva sute de kilometri distanță de războiul nedrept și brutal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Un conflict armat pe care mulți nu-l mai credeau posibil în Europa vremurilor noastre. În ultimii ani am acționat constant și decisiv pentru ca regiunea Mării Negre să fie recunoscută drept una de interes major pentru comunitatea euroatlantică, pe măsura importanței sale geostrategice de hotar al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene. Iată că Marea Neagră este considerată astăzi o zonă de interes strategic pentru securitatea euroatlantică, așa cum am afirmat răspicat, împreună cu ceilalți aliați în conceptul strategic al NATO, pe care l-am aprobat la summitul istoric recent desfășurat la Madrid. O demonstrează nu numai vizibilitatea fără precedent a întregii regiuni în care ne aflăm, ci și prezența celor peste 5.000 de militari aliați în România. În câteva luni, țara noastră a devenit un simbol al unității, solidarității și coeziunii care caracterizează Alianța Nord-Atlantică. Prin activitățile comune desfășurate de militarii români și aliați aici, la Marea Neagră, sub comanda NATO, transpunem în practică angajamentul nostru ferm de a ne apăra reciproc și de a apăra împreună valorile democratice care ne unesc. Profit de această ocazie pentru a sublinia din nou aprecierea României pentru prezența în țara noastră a militarilor din Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Portugalia, Belgia, Italia, Marea Britanie, Germania și țările de jos. Găzduim așadar o paletă largă de structuri ale Alianței, de la Unitatea pentru Integrarea Forțelor Aliate și Grupul de Luptă NATO, recent înființat, având Franța ca națiune cadru, la Brigada Multinațională de la Craiova și Comandamentele Multinaționale de nivel divizie și corp de la București și Sibiu. Nu ne vom opri aici. Vom pune în practică deciziile adoptate la Madrid, și împreună cu aliații și partenerii noștri vom consolida postura NATO de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre pe termen lung, în condițiile în care Rusia a fost definită la summitul de la Madrid drept principala amenințare la adresa securității euroatlantice. Doamnelor și domnilor, sub umbrela NATO, România beneficiază astăzi de cele mai solide garanții de securitate din istoria sa. Țara noastră va continua să-și îndeplinească cu responsabilitate rolul de pilon de stabilitate regional și rămânem ferm
și deplin implicați în realizarea angajamentelor asumate în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Astăzi, mai mult decât oricând în ultimele decenii, este necesar un nivel superior de ambiție, inclusiv în domeniul apărării, pentru a face față provocărilor multiple în actualul context extrem de complicat. De aceea, începând cu anul 2023, vom face un efort în plus pentru a crește alocarea bugetară pentru apărare de la 2% din PIB, cât este în prezent, la 2,5%. Vom utiliza aceste fonduri pentru a accelera înzestrarea și modernizarea armatei României, inclusiv a forțelor navale, și pentru a crește nivelul de pregătire a militarilor noștri, astfel încât să dispunem de o structură de forță interoperabilă cu cele aliate și mai eficientă, capabilă să asigure apărarea națională și să contribuie la apărarea colectivă împreună cu aliații noștri din NATO. Nu în ultimul rând, vom continua să acționăm unitar și coordonat în cadrul Uniunii Europene pentru a gestiona efectele multiple și profunde ale războiului din Ucraina, pe care le resimțim cu toții în viața de zi cu zi, inclusiv în plan energetic și economic. Dragi marinari, forțele navale contribuie semnificativ la securitatea națională, regională și cea euroatlantică. Prin misiunile dificile pe care le desfășurați alături de aliații și partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană, faceți ca apele teritoriale ale României, dar și mările lumii, să fie mai sigure. Sunteți expresia profesionalismului și a dăruirii și vă mulțumim pentru sacrificiile pe care le faceți pentru ca noi toți să trăim în siguranță. Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei României, să vă aibă în pază și în ocrotire. La mulți ani și bun cart înainte! În continuare, îl invităm pe președintele României, excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, să urce la bordul navei școală Mircea. Gardă valinieți! Gardă drepți! Pentru onor înainte! Prezentați! Armi!